pentru noi autostrada Sibiu-Pitești este extrem de importantă. Este o investiție, aș spune, capitală pentru tot ceea ce înseamnă factor uman, social, dar mai ales economic la nivelul județului Vâlcea. Investiția este spectaculoasă, într-adevăr. 31 de kilometri, 7 tuneluri, 27 de viaducte, 22 de poduri, 800 de oameni, 5 milioane metri cub de pământ care vor trebui dislocați. Vă asigur că suntem deschiși și operativi când este vorba despre binele județului Vâlcea. Vâlcenii trebuie să știe și este datoria mea și este obligația mea legală și a domnului prefect să-i informăm pe oameni care așteaptă cu nerăbdare această investiție și speră și cu toții sperăm ca investiția să se deruleze foarte bine. Este probabil cel mai complicat rotund din țară pentru că traversează o mare parte din munți. Infrastructura rutieră este foarte importantă pentru județul Vâlcea. Modificările legislației achizițiilor publice, obținerea avizelor și autorizațiilor, înființarea registrului utilajelor sunt rezultate legislative importante ale guvernului. Guvernul a eliminat astfel principalele motive sau cauze să întârzie sau să blocheze proiektele. Kendilerini yakından bildiği üzere işimizin ilk 18 ayı dizayn, sonraki 4 ayda yapım. Să știți foarte bine că primul 18 luni sunt dizaynul, celălalt e proiect, 18 luni de proiectare, restul de execuție. Şu anda dizayn çalışmalarımıza biz başladık. Acum noi am dat startul de pentru dizayn, proiectare. Anlattıklarım hakikaten çok zor ve büyük bir proje. Și cum a spus și dumneavoastră că asta e un proiect foarte important, foarte complicat și foarte mare. Ama bizler de MAPA ve Cengiz olarak Türkiye'nin en büyük iki inşaat firmasından bir tanesiyiz. Dar și noi suntem ca MAPA și Cengiz cel mai mare doi constructori din Turcia. Chiar că e ca clasament 1 și 2. În România, ca misafir, ca interes, cred că e cel mai mare a fost în România, zice. Și mulțumim frumos pentru acest interes. Biz de en az bölge halk kadar heyecanlı ister bu işi tamamlayabilme adına. Și noi suntem foarte așa nerăbdători să terminăm odată proiectul ăsta, să vedem. İşte hep birlikte el birliğiyle burayı bitireceğiz. Bunu normal, totuși, dacă reciproc, dacă ne ajutăm, că o să fie un lucru frumos și o să terminăm la timp.